Din Maramureș? Da. Bă, de obicei vin la tine cu mâna plină ăștia, să știi. Hai să vedem cum ne fi sunat noastră astăzi. Vedem. Pentru că următorii invitați vin tocmai din Maramureș, au petrecut Crăciunul românește, dar se pregătesc să treacă noul an dincolo de ocean, tocmai în Statele Unite. Și... Păi ești nebun pe cuvânt. Este vorba despre o familie de oameni talentați și plini de viață, așa că îi poftesc în platou pe interpreții de muzică populară Maria și Mihai Nemes, care sunt aici împreună cu Mihaela, fiica lor, care le calcă pe urme. Vine copilul, băgați... Bravo! Da, 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 băgăm Marta, hai! Primesc o Colinda! Primesc o Colinda, stai! Bună! Să facem cunoștință, bună ziua. Îi avem aici pe cei doi moși Crăciunii alături. Celebri. Vă salutăm, moșilor, să trăiți. Ia și tocmai, e bune. Că drumul e lung, așa, așa. E bun, puculeți, ca să păpăm acolo. Să-mi dați sacul, vă rog. Sacul. Puneți un sac, eu sunt obișnuit cu sacul, nu așa numai. Bagă, bă, chimir aici. Nu, chimirul e pentru dolari. Sau pune un vioară. Se lua, se lua ce loc alături de noi. Nu ți-am pune acolo că le iau când plec. Uite, aici moș Crăciun. Ai 11 ani, nu? 11 ani. Ia uite aici ce frumos sunt. Doi moși Crăciuni. Frumoasă. La mulți ani, domnișoară. Sănătate. Seamănă mai mult cu taxul. Sunt curios ce a adus Moș Crăciun. Cred că... A adus ce trebuie? Da. A adus tot ce trebuie. No, atunci să fie cu aia. Știi ce vreau să-l întreb pe domnul? Mă, de obicei, mai voi veneați cu vreo sticlă, cu ceva, acum... V-ați învățat și voi și veniți cu familia, am înțeles. Nu, o avem și noi, dar în sacul nostru. Da. Pe ce și anul ăsta cu ce ați venit? Cu familia, am venit, bravo. Măruță, în sacul nostru la gandrău. Ai ceva acolo, o palincă? Da, cum să nu? Băi, pe cuvânt! Să se ducă acum, da, că da, nu... Măruță, n-am venit cu palincă. Pentru că știi că ias eu vorba, după palincă, pălești. Dar ne-am zis cu horincă, să horim! Să vedem cum faci mâna la vestiar și înapoi. Mă duc? Da, star pe aici, repede. Da, repede. Hai, începe cu Survivor. Survivor! S-a pierdut Carlin contra mine. S-a dus. Perfect, să luăm un loc. Asta, da. Survivor, ia uite-te aici, a pornit în cursă. Crezi că mai bine, Mihai? Eu am crezut că glumești, l-a trimis după Horinca. Dar nu știu unde are... Da, mă, dar eu nu beau de obicei horincă. A, nu bezi puțin? Sau nu beau, bă. Ce faci, mă? Luați un loc aici. Dar unde s-a dus omul să se schimbe? Să ne pună și nouă câte un șat. Așa, așa. Așa avem noi, moșii, câte un șat. Da. Micuț, micuț. Ai șat de aici. Bun. Mă, să nu văd eu ochiți. Numai o secundă, că s-ar putea să vă întâlniți în America, pentru că și ei pleacă în America pentru prima dată. Pentru prima dată, da. Dar ei pleacă acum, pe 28 decembrie. Foarte mulți au plecat pentru prima dată sau nu s-au mai întors niciodată. Noi ne întoarcem pentru că avem pentru cine să ne întoarcem. Așa e, și doar voi doi. Doar noi doi, da. Ce aveți acolo? Ce e în America aia? Aveți spectacole? Avem spectacole. Primul va fi de Revelion la Chicago. După aia vom face un turneu așa prin mai multe state din America, o lună de zile. Deci o lună de zile, poți să-ți faci de cap acasă. Adevărat. Adevărat. Poți să faci petrecere fiecare zi, adevărat. Poți să faci chef, că știi cum e? Nici nu poți să te sune cu cameră să vadă ce faci, pentru că e noapte acolo, e zi aici. Poate să o sune. Știe care-i treaba cu... Abia aștept, este? Pus orar. Dar pe trei începe școala? Așa am înțeles, că pe 3, da, pe data de 3. Pe 3 ianuarie. Cam de vreme. Da, așa zic și eu. Începem și noi emisiunea tot pe 3 ianuarie. Copiii, suntem alături de voi în suferință. Începem și noi imediat. Stai, mă, că a venit omul cu palinca. Vine Horinca acum. Vine Horinca. Hai, veni, hai, că ești așteptat aici. Ai scos un timp extraordinar în 2 minute. Bravo! Iată-l, maramureșanul nostru. Să nu zici că ia, uite, mărgeaua. Uite, mărgeaua. Te rog, dar de unde ai adus-o? Din bagaj. Din bagaj, bă, de ce? Da, ia. Deși ea și de unde aveam mașina parcată. Și ce frumos, și de ce mi-aduce mie aminte? Ia. Zici că mai lipsește de aici brădulețul și cu moșul și când faci azi zici că ninge, înțelegi? Hai, Cornene, hai să bem, frățește, ia tu aici. Nu, așa. Puneți numai un pahar. Nu, eu beau... El bea de aici. Vrei, știi? Mi-e place că voi frățește, așa ați rezistat în toți anii ăștia. Uite, așa, am rezistat, frățește. Deci eu vreau să bei tu din ăsta. Ai stricat la bariera pe drum. Pe sistem. E posibil, orice. Nu, n-are nimic, lasă. Ai stricat la bariera, uite mă, s-a oprit la bariera. Vorbește la Horinca. Te rog, eu zic 10, 12, 10. Moșul, o să horiești după ce bei un pic, să vezi cum e. La noi să știi că să servești un singur pahar, dar paharul să poți băga pumnul în el. Să mergă, vezi că n-are baterie. Să poți băga. Păi mai m-a băgat cineva un pumn mie. Ce bun, mai băgat baterie. În pahar, în pahar, moșule. Aveți o baterie. Ce? O baterie de vin, moșule, o baterie. De vin. Ciucă, adă o baterie.
Adă o baterie, dă-ne o baterie, da, lasă-i. Aruncă-o, hai. Ia uite. Hop, deci moșul ne-a dus de toate. Deci aici, da. Gata, mă, mergi. Hai să, ia să vezi. Hai să începem. Ia zi, 2-10? 7-2. Ia costuluit. Auzi? Dacă vrei, sun pe țăndărică. Ia să vedem acum, ia zi, 2-10. Acum, 2-10, Măruță, mă auziți? Măruță, mai ai nevoie de baterie? Că-l sunam pe țăndărică. Nu, nu trebuie, la noi doba, nu e baterie. Doba. Haideți să vorbim un pic cu prietenii noștri din Maramureș, care mâine pleacă, oameni buni, în America. E pentru prima dată la voi? Da. E pentru prima dată și o lună ne-a povestit mai devreme soția că pleca, cum? O dată din casă a zis o lună plecați. Iar lumea mea, să știi că eu mă bucur cel mai mult pentru plecarea asta. Soțul e așa, mai Măruță, să știi că așa fugă numai când m-am însurat, am alergat atâta. Acum, dar te-ai descurcat bine, să știi. Da. Mă așteptam că nu mai ajungi până la publicitate, dar ai venit. Cum să nu? Te-ai mișcat rapid. Cum să nu? Și unde vă duceți? În America, deci turneul ăsta, ați spus în Chicago și mai aveți și alte orașe? Da, la Detroit, la Miami. Toate orașele principale, toate statele cele mai importante care se pot vizita. Și unde sunt cei mai frumoși și mai mulți români. Super, foarte frumos. Iar Mihaela rămâne singura acasă. Nu-i singură. Cu bunica? Cum măi? Nu, acum e Horinca moșilor. Oh. Deci nu-i văd bine, Măruță. Îți spune după asta. Asta nu-i febră de 39 de grade. Bă, eșat sau nu eșat? Cred că a spus apă. Ai noroc să, hai să te faci muci. Nu. Nu am pus. Să vă fie bine. Aoleu. No. Am lonjeroane de Dacie. De... Problemă cu muciul. Ia uite-l și pe ăsta. Ai, coțet. Dietri, orice am ascoțit. Cum a fost de Crăciun pentru voi? Foarte fain, ținând cont că noi ne ducem un pic, lipsim de acasă. Am petrecut în familie cu prietenii noștri, mai, o parte din prietenii și în familia noastră, care ne nelipsiți. Am încercat să ținem pe Mihaela aproape, că o lună de zile o să ne lipsească. O să lipsească părinții? Am încercat... Nu. Auzi, Măruță, știi că... Da, mă bate palma, exact așa zice și copiii mei, cu siguranță. Și mă bucur pentru ea, pentru că... O să fie și ea liberă, în sfârșit. Absolut. Nu o să mai bată tata la cap în fiecare dată. Scoală-te că trebuie să mergi la școală. Mama, ia, te-ai îmbrăcat, ai făcut temele, corect? Știi cum are trecută în telefon? Întreabă, cum are trecută pe mine? Cum e trecută din telefon? Tati, SRI. SRI? Deci e mamă, e pe... La mulți ani și numai bine? La mulți ani. Vrei să spun ceva, Măruță? Noi am fost de vreo 2-3 ori în America. Poftiți la masă, stimați stelăstă. Nu, numai puțin. Alo? Da. Fasole, ușor. Vă duceți în America și vă urez succes și vă spun ceva. Mulțumim. Atât de mulți ardeleni, moroșenii, mai mult zona Ardealului în America. Nu știu de ce ulterii n-au rezistat acolo, că n-am prea găsit. Și moldoveni, cornele, nici voi n-ați. Nu, pentru că e de muncă n-au rezistat ulterii. Nu, nu, de muncă n-au rezistat. Îți dau cuvântul meu de onoare că așa știu să se distreze oamenii în America când vin la spectacole. Vă duceți pentru prima oară? Da, pentru prima oară. O să aveți o surpriză extraordinară. Iar tu, domnișoară, când pleci, o să-ți fac o listă cu ce să-ți aducă de acolo. Deja am făcut-o. Deci, bravo. Deci noroc, sănătate, la mulți ani, Măruță. Doamne, fericire. Șat, băieți, șat. Sus paharul. Adică mugleș, luăm masă. Gata. Luăm masă în oraș. E foarte bine. Asta e, prietenii mei, niște moși Crăciun adevărat. Deosebiți. Ce luați cu voi în America? Nu trebuie să lipsească de acolo din geantă. Ce nu trebuie să lipsească de la noi? Ce luați? Adică, bă, plecăm din Costumele Maramureș populare. Costumele populare care sunt două. Bineînțeles. Voi costumele astea populare, deci dacă vă luați două schimburi, trebuie să aveți patru genți mari. Da, asta nu le luăm pentru că este de iarnă, grele și voluminos în bagaj. O să merem cu o ținută de mai vară. Deci mai așa, mai ținută de vară. De vară, da. O Horinca din lipsită. La pălăria asta cum e? Nu, nu-i pălărie, e Cujma. Cujma. Foarte tare. Mulțumesc. Dacă ai ști cât s-o bătut și după e, n-ai adică? Vrea să știi. Drumul lungi, s-a dus până la Botoșan după piei, au venit, le-au dus la unul care nu face, au cumpărat nu știu cât e piei ca să facă o cujmă, deci nu vrei 4. Să știi. Păi de asta mi-a sărit și mie nu, că e special, adică. Da, am luat 4 piei și din 4 piei am dus-o la o meserașă în Sighet. Și cine a belit mielul? Băi. Domnii de la Botoșani. Să trăiască la mulți ani. Băi, ușor. Deci de la Botoșani ai fost să iei? Da. Deja vin de la nuntă, n-am dormit nimic și am condus până la Botoșani ca să nu se mântuiesc în piață cu oamenii cu care vorbisem la telefon. Și mi-am luat 4 piei ca să mă ajungă de o cujmă faină. Am luat din alea 4. Mai mult de jumătate au rămas. Doar părțile care sunt cu valuri, cu rândurile alea frumoase. Mă, profesionist, foarte frumos. Foarte tare. E pretențios omul meu.
Oamenii ăștia sunt din Maramureș, oameni buni, puteți să-i găsiți, cum să vă caute lumea, Nemes pe Facebook? Maria pe... și Mihai Nemes suntem pe Instagram, Maria și Mihai Nemes suntem pe YouTube, Maria Nemes și Mihai... Mihaela, să-ți faci și tu singură, TikTok și... Așa, te rog frumos, deci Mihaela Nemes, da? Peste tot. Așa, Mihaela Nemes peste tot, mai ales, că astăzi, mai ales că tu astăzi ne cânți, tatăl tău te acompaniază. Da. Perfect, ca să se știe cine este șefa în casă. Telespectator. Iar tu ești telespectator, iar piesa se numește? Mărăs Margherita. Tu vii cu noi la aplaudace aici. Exact, da? Eu acolo vin. Deci cum se numește piesa? To be or not to be. Ia-uzi, mă, Măruț Margheritar piesa, ce zici? Cum se numește? Prinde. Mă prinde, te prinde. Măruț Margheritar. E pentru tine, Măruț la Măruță. Măruț, nu-i Măruță. Bine. De la Măruță, un Măruț. Bine, e un derivat, hai să... Oameni buni, haideți să o ascultăm pe Mihaela Baftă. Și Mihaela, să ai o lună de vacanță după ce pleacă părinții tăi în America. Bucurie mare de tot, da? Cu siguranță. Da. Perfect, îți mulțumim mult și baftă la școală și un an nou fericit. Așa că haideți să cântăm și pentru toți sărbătoriții care se uită la noi la emisiune. Mihaela, 11 ani, cântă, tata o acompaniază, iar mama aplaudă, cum am zis ceva mai devreme. Mi se pare firesc. Pe oamenii ăștia o să-i vedeți pentru românii din străinătate în turneu prin America, să aveți succes și mulțumim, mulțumim mult de tot. Doamne ajută. Sărbători cu bine, cu mare tuturor. Haideți să stăm aici la masa bogaților.